Bun venit în Bucovina! Ce-am învățat? Nu sunt oameni. Ne Petru, Tăcoace. Butonează oameni, tot așa, natângi o serie. Domnișori ești așa. La tineri, dacă ți aduce niște păcăneali. Andreea și viața la țară. De doamne, mă arde mie, mu. Să înceapă ziua bine. Hai că-ți iese. Da. Bun, doamne, ajută! Sunt foarte multe amintiri. O să mă și trântit, de asta trei oameni, o să-ți ia. Bine ați revenit, bronzat, ca de obicei. Mulțumim frumos. Ne-a fost dor de locul ăsta, de dumneavoastră. Toată lumea care vine pleacă foarte mulțumit și foarte încântat de frumoasa noastră Bucovină și mai ales de Haila Saivan. Clar! De fapt, despre asta e vorba, despre da. Saivan. Vă aștept iarăși la o palincuță și la o prânzoaică cu urmă. Care este făcută proaspăt, acum nu de mult s-a dat drumul și la stână. Oh, mulțumim! Acum recent, acum o săptămână. Ne-au întâmpinat și niște căței. Sigur că da, sunt vreo trei generații. Oho. Mari, mici și mai mici. Avem doi invitați speciale astăzi. Matei și Luca. Bună! Ciobănelul ne-a întâmpinat, are 16 luni și e foarte prietenos și foarte mare. Și jucăuș. Eu cream că are 16 ani. Lui Luca este puțin frică de căței, dar el e un pui. Un puiuț blănos. Este învățat cu toți oaspeții care vin la noi, uitați. Cea mai mică de 8 săptămâni. 8 săptămâni, doamne. Dar ce mare e. Superbă, hei. Ce faci? E fetiță, nu? Da. Frumoasă. Ce faci? Cât o oiță. Salutare tuturor! Salutare dragilor! După cum bine v-ați dat seama, am ajuns într-un loc de poveste. Bucovina de poveste. Acasă la noi și am fost primiți foarte frumos de gazdele noastre. E un loc în care am mai fost. Ultima oară am poposit aici în urmă cu 2 ani și jumătate și am visat la momentul revederii. E una dintre cele mai frumoase cazări din România și asta datorită oamenilor de aici sunt minunați și o să-i vedeți, o să-i revedeți de fapt astăzi peisajelor din jurul nostru. Și nu în ultimul rând bunătăților cu care am fost primiți și cu care sunteți și voi primiți dacă ajungeți aici. Când am ajuns aici am vrut să spun am ajuns în rai, pentru că fix așa se simte locația asta. Ascultați și voi greierii, suntem înconjurați de văcuțe. Înțeleg că sunt vreo 20 de văcuțe și vreo 100 de oi, pentru că noi suntem de fapt la o stână care desigur oferă și locuri de cazare, cum sunt căsuțele din spatele nostru. În căsuța aceasta am stat și rândul trecut, este casa mică, perfectă pentru 4 persoane, adică pentru noi doi și nepoții noștri, care o să apară în cadru acum. Bună! Matei! Și Luca! Ei sunt bucovineni, adevărat. Și trebuiau să ne fie ghizi zilele astea prin Bucovina, da. Dar să filmăm un vlog separat, nu? Da. Uh-huh. Vă promitem. Mulțumim, mulțumim. Deci dacă se ridică în două lave, cred că e mai mare decât mine. Sigur e mai greu decât tine. Bun venit în Bucovina! Haila Saivan se numește locația aceasta. Se află la 4 km de Câmpul Lung Moldovenesc și oferă o panoramă fabuloasă asupra împrejurimilor. Așa cum ați observat, sunt trei căsuțe în care turiștii se pot caza. Casa mare, casa mică și casa foarte mică. Noi stăm la mijloc, în casa mică. Capacitatea ei este de 4 persoane, 2 persoane în dormitorul de jos și 2 în mansardă. De ce mi-a fost mie dor e de ideea asta de a sta aici pe prispă sau un gang și de a admira priveliștea și de a asculta sunetul tălângilor, văcuțelor, al greierilor. Pur și simplu te încarci stând aici în locul ăsta.
ziua, am preluat ștafeta. Aceasta este sala de mese. Oaspeții servesc principalele mese ale zilei. Priveliștea este minunată. Acum 2 ani, aici Andrei a făcut scrijele. Această bucătărie este realizată în stil tradițional. Elementele tradiționale se observă peste tot. Hai să vedem ce se ascunde aici. Miroase a fum. Interesant, afumătoare. Oh, wow. Am putea face slăninuț aici. Aici se mai află și craniul cu coarnele unui țap. Ce avem noi aici? Cu ajutorul binoclului văd o mulțime de fani care ne urmăresc. Viitorul vloggingului este asigurat în cazul în care aveți vreun dubiu. Matei și Luca. Toate ca toate, dar vreau să vă arăt acest hambar transformat într-o sală de evenimente. Îl arată foarte frumos. Acest spațiu de cazare e unic în România prin prisma faptului că stai, efectiv, la o stână, lângă un saivan. Unde în lume mai poți experimenta așa ceva în același loc? Adică, de obicei, și e o stână reală. Oamenii din satul acesta, din Prisaca Dornei, aduc aici vacile, oile sau caprele. Deci nu e ceva turistic, nu e ceva organizat pentru cei care se cazează aici, ci pe aceste dealuri se desfășoară viața animalelor în voie, iar după acest gard, viața turiștilor. Și e foarte frumos să observi, să te conectezi la ea și să o înțelegi. Bună seara! Vă servim cu o ciorbiță de perișoare, foarte bună, plus o ciolama de bureți, care este specialitatea casei la noi în Bucovina. Bureții cresc peste tot, aproape sper și anul ăsta, și vă așteptăm cu drag și poftă bună! La mulți ani, orice masă în Bucovina începe cu o palincă. Asta chiar e foarte, foarte tare. Din păcate, nepoții mei au trebuit să plece pentru că mâine începe școala. S-a terminat vacanța. Forțată. Cu mare tristețe, dar o să-i revedeți într-un alt vlog pentru că au foarte multe de povestit și de împărtășit legat de Bucovina. Începem cu ciorba de perișoare. Nu se compară mâncarea de aici cu mâncarea din restaurante. De oriunde, deci este altceva, e gustul de acasă, chiar mi-a fost dor. Dor de Bucovina. Da, asta e Bucovina reală. Am uitat să precizăm, dar avem și pâine de casă, proaspătă. Hai să degustăm hribii cu smântână sau ciolamaua. Ceva altceva. Cum spune Andreea, curcubeu pe cerul gurii. Top. Este ora 10 și abia acum ne-am ridicat de la masă. Între timp am mai servit sarmale, cu friptură, bineînțeles, și desert, alivancă. Ascultă greierii. Ascultați liniștea, da. Ne vedem imediat cu o surpriză. Bună dimineața, este ora 5:30 și mergem să luăm pulsul stânii, să vedem ce se întâmplă la ora asta, pentru că de regulă acum începe ziua, începe activitatea și suntem curioși cum anume. Bună dimineața! Ce faci, băcuțo? Sunt curios să vedem cum e viața la țară aici, în Bucovina. E frumoasă. Cum se aude cucul la prima oră. Aici răsare soarele în spatele nostru. Vin căței să ne întâmpine. Bună dimineața! Dimineața bună! Ce faceți? Ce-am învățat? A început treaba? Da. Așa dimineață? Așa dimineață. Câteodată se poate și mai dimineață. Acum mulgeți oile? Da. Stai că mintea! Așa de vreme începeți munca? De la 4 la 11 la noapte.
130 de ori. De luni până duminică? Până septembrie. Până septembrie, după aia iarna luați o pauză, nu? Da, pe 14 septembrie. Nu te teamă că... Hai, comente, noi lupul, nu te teamă. Am văzut pe YouTube la Moldovița, pe la, la omul cel cu bătrân. Cu... A, la Moș Costan. Da. Mă ducem vacile, le băgăm, ducem vacile, le facem brânza, tot așa. Cum e viața? Am grea, nu sunt oameni, eu sunt pensionar și tot am venit. Bine, Petru, să coace oile mele. Au și nume, oile? Pe 15 mai a venit. A, 15 mai și stați până pe 14 septembrie. 4 luni. Ursul nu vine aici. Nu a fost. Nici lupul. Sunt lupi? Lupul a fost, al trecut, eu mâncam o 10 oi. Cam câți litri de lapte? 35. Dimineața? Da. La prânz și seara tot atât? Numai de la oi, la vaci, sunt 150 de kg. A, și sale oamenilor din sat, nu? Da. De cât timp practicați această meserie? Cam din mic of chiar tot am pot, dar am și o leagă de profesional, am lucrat la minieră. Sunt pensionar acum. A, și timpul așa verii? Acum vin la necaz, uite. Dar nu e ușor. Că dacă nu sunt oameni, nu cu tare, tineretul ăsta-i plecat, care cum îl taie capul, ce mai vrei. Acum... Puțin oameni mai... Butonează telefoanele astea, internetul și câte minuni de lor. Zică timpul liber, dar pe timpul liber doar aș putea să și acasă, că doar nu e o problemă. O leacă de pensie iese, na, cât iese, nu e ca la ăștia din Parlament. Corect, corect. Ei își fac, ei treaba lor, pistinarea noastră, dar nu pe-a cui, asta e. Și în fiecare dimineață vă treziți la ora 5? Și la 3 jumate, 4. Și seara la ora 11. La 11 vă culcați? Da. Și asta... La 11 depinde cum terminăm, cum termină, să de baciuit. N-avem nicio... Sărbători legale? Nu, nimic, așa... Cum adică? Aia se stau plămândi și... Mini-vacanță, cum a fost acum? De Rusalii? Da. Eu n-avem noi așa ceva. Asta e ușa. Bota mână și mână. E viață sănătoasă, în schimb. E viață sănătoasă, așa. Da, era mai tânăr, mai cutare, era altă treabă, dar acum, la vârsta asta, 68 de ani, pe hrăpurile astea înnebunesc, hai că dau-o! Ăla dea! Hai ții! E căvară! Caprița! Nu vor să intre singure? Ei, sunt natânge, sunt o serie ferească, Dumnezeu. Parcă li taie, ca și oameni. Oamenii, tot așa, natânge o serie, o serie, mă scuzați de expresie, mai tântălăie, mai... Corect. Nu vreau, nu... Na. Asta e. Așa și animal. Nu e stână mare, e stână mică, na. Și câți oameni sunteți? Noi ăștia care... Trei oameni, așa. 20 de vite și... Sunt mai mult de 20, că astea 20 cu lapte, spunem, dar sunt serpaciuni care... Da. Voi este vreo 120, 130. Cât de des mergeți acasă? No. A, stați toată vara, tot sezonul aici? Da, da. Depinde dacă nu se întâmplă altceva. Adică o boală, Doamne ferește, sau ceva. Pui imprevizibil, așa că doar... Hai! Greutăți, dacă nu v-am spus, tineretul ăsta... Nu vrea să vină la stână? Nu. Înainte, când era mai până în 20 de ani, așa cam tare, erau și oameni, erau și animale, erau câte 5-600 de oi. Era atâți munți ăștia încărcat numai de oi.
Acum nu mai. Toată lumea cumpără de la supermarket, de la magazin. Da. Lapte, brânză. Da, da, da. Domnișori ești așa. Aici nu s-ar sta. Nici într-un caz. În glod, în prig, în ploaie, de multe ori. E greu. Nu că e foarte greu, nu că greu. Somnul e așa cum e. Da. La tineri, dacă îți aduce niște păcăneali, ar meare la stână. Doar așa, altfel nu. Democrație e asta. Am meserie, eu am fost sudor. Am lucrat până, eu am mers la pensie de un an și am lucrat până acum, aici, la plasă. Sunt meserii care o să dispară în timp. Dispărut, e gata. Dar e frumoasă viața la stână, nu? Care îi place. Da, trebuie să-ți placă, absolut. Dacă îți place... Fie cu bune și cu rele. Nevasta ta mă spune, că ce-mi trebuie, că dacă am pensie... Stau acasă. Eu pot sta degeaba acasă. Nu puteți, nu? 66 de ani. Mulți înainte. Acum, în jumătate de oră, am mers doată pe aici, am adunat vacile. Pun unul tânăr, nu poate ieși până acolo. Nu. La 11 iară termin treaba. La amiază. Când vin oile la 3, mulg oile, mă pa vaci. Și iar încep, tot aici este programul. Și iar termin la 11 noapte. Și nu mai odihniți așa, un pic? E în două ore, două, trebuie lemne, trebuie apă, trebuie spalată de ciuvele astea, când, dacă la stână nu-i curat. Când erați tânăr, veneați la stână? Am fugit de la școală și m-am dus la stână. Da. O dat tata la un liceu minier în Burahumur. Nu v-a plăcut. A stat o lea când am văzut că trebuie bilet de voi. M-a lăsat valiza și am plecat. S-a dus tata după aia. Doamna, când am venit, m-am dus în Arad la școală. Am stat 3 ani. Gata treaba pentru dimineața asta. De acum mai treaba. De acum începe. Avem de mulva? Andreea și viața la țară. Este frică de văcuțe. Sunt vaci care îmi pung. Dar am întrebat înainte. Copilăria mea mi-a fost frică de ele. Acum eu nu știu care, cum îmi pung, dar n-aș vrea. M-am agățat în glorie. 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 Da, de Doamne mă arde mie amu. Doamne, a fost odată că-mi povești, dar nu mă acum. Ei, niciodată nu e prea târziu. Ei, de cum e cam târziu? La vârsta mea nu-ți mai arde din nimic. Hai să facem un room tour. Aici se fierbe laptele. Aici este patul, aici se doarme. În această parte mai este un pat. Iar aici stă brânza la expoziție, între ghilimele, bineînțeles. Cum se numește partea asta? Comarnic. Aici e seiful lor, de fapt. Eu de exemplu concenatul. De bucurie, bă, când mă văd. Hai să ne împăcăm. La mulți ani. Mulți ani! Ca să înceapă ziua bine! Ea începe bine, dar de multe ori, de multe ori mai bine și rău. Haideți când cu dumneavoastră. Da, eu mă duc pe rapa asta. Da. Și unde le aduceți? Unde le mângeți? Aici. Ah, le aduceți aici? Da, da. Ah, ok. S-a băgat și rizul prin mașină, era un convoi de mașini până la Pico. Mă duc acolo. Mă, dumneata e proprietarul tău, dar de ce îl lăsați, nu-ți vrea? Domnule, tară a fost pe munte, eu nu pot să dorm lângă el.
ce mănânc. Asta mănâncă și slănii. Ce, ce, că din casă mănâncă ca prugia. Dar miroase, da? Îi dai ceva. Nu mă dor, mă. Nu, nu vă dor? La oi ai văzut cât am mors. Și na, nu vă dor acum. Așa obișnuirea de mic copil. Avem vreo 6 ani și mulgeam vaci. Unde mergi, Ion? Să mulgem văcuța. Hai să vedem dacă mă lasă. Hai că știe. Știe, vezi, se așează singură. Hai că-ți iese. E că nu e ușor deloc, tu știi? Eu am mai mulți vaci în copilărie. Vaca bunicii. Dar am, cred că, 25 de ani de când. N-am mai făcut asta. Mă jos pălăria pentru acești oameni, pentru că fac o muncă titanică. Cu asemenea peisaj, să tot mulgi vaca. Problema e că atunci când mulgi, nu te uiți la peisaj. Foarte cu minte, văcuța, foarte cu minte. Ai făcut-o și pe asta, Ion, ai mulgi vaca. Da, uite, mă conectez cu natura. Asta este partea frumoasă aici la Saivan, pentru că te cazezi și poți să experimentezi așa ceva. Și după ce faci asta, apreciezi altfel laptele sau produsele lactate, pentru că nu e deloc simplu. Vezi că dai pe lângă. Ok. Te-ai cam un pot molit, Ion. Da, mă dor mâine. Dar uite, cam mulți ceva. Un sfert de găleată am până acum. Ca să înțelegeți, ceilalți domni au început odată cu Ion. Sau după. Sau după, chiar da. Iar găleata lor este plină. Vezi ce înseamnă exercițiul? Update, 5 minute mai târziu. Ion e rupt. De oboseală nu mai. M-au lăsat brațele, pur și simplu, nu am antrenament. E foarte complicat dacă nu faci asta cel puțin o dată la câteva zile. Merge, dar greu. Am mult și câte 20 de vaci sunt. Și nu, da, ce să spun minciuni, dar la urmă dăreau mâinile, că era prea multe, da? Da. Mulgi o dată, de două ori, dar pe urmă, toate doar mâini. Ce asta, untură? Aici, grăsimii, din grăsimii. Poate, da, eu nu, așa, nu le pot mulge pe uscat. Ăsta e secretul. Trebuie să dai cu ceva acum. Uite, smiserie. Ce părere ai, m-am descurcat? Bravo, foarte, foarte bine, neașteptat de mine. Te-am subestimat. Ne luăm o văcuță? Ne luăm două. Era 8 și 22 de minute, iar oamenii încă nu au terminat de mult vacile. Unul dintre ciobani s-a dus cu oile la păscut, iar noi o să mergem acum să vedem cum se face brânza. Andreea s-a retras în cameră pentru că a luat-o frigul. De ce credeți că stau acești căluți aici? Așteaptă zer. Uitați ce frumoși sunt, ce mari. Căluților frumoși. Căluților. Yeah. Acum ce faceți? Eu smântână de pe. A, smântână.
Așa cum pregătiți brânza. A, cheagă aveți acolo. Și acesta e lapte de vacă cu oaie amestecat? Cât durează până se încheagă? O oră. Și câtă brânză, de exemplu, iese din ciuborul ăsta mare? Din tot laptele iese aia să vă 17 ore. Și mult de lucru la brânza asta. Iar acum se face brânza. E o străgheata de pe lapte. Ce asta? Asta e de la cheagă, e răutate de asta care... Aaaa. S-o pun la urmă. Acum se bate laptele astea. Bate laptele cu brigideu. Când e cea mai bună brânză? Primăvara sau toamna? Toamna, zic. Toamna, nu? E mai gras laptele, da, nu? Da, e mai puțin. Toamna n-ai de lucrat așa mult la ea. Și aici trebuie să știi rețeta, cât cheag să pui, cu poți să strici laptele, nu? Păi dar cum, dacă pui cheag mult, nu mai poți face. Să strânge cașul, încet. Dar simțiți acum la mână cum da. Îl strânge. Da, da. Ce interesant. A, acolo faceți urda? Da. Gata treaba, am venit la micul dejun. Ce faci? Cum ești? Andreea s-a retras puțin în cameră, s-a odihnit puțin. Și eu am stat 5 minute, am ațipit și m-a trezit repede că trebuia să mâncăm. A fost o dimineață foarte intensă, dar frumoasă și friguroasă. Că dimineața la munte e răcoare. Bine, ție da. Ți-a fost frig pentru că ai stat mai mult într-un loc. Mie nu mi-a fost rece pentru că m-am mișcat mereu, și am mâns vaca. În general s-au mișcat, nu, când stai într-un loc ți-e frig, dar când te miști, ți-e bine. A venit micul dejun. Cam așa se prezintă, aici avem dulceață de mure, unt și dulceață de vișine. Și nu în ultimul rând, cafeluța. Cea mult așteptată. Bine, noi trebuia să ne trezim mai dimineață, pe la 4:30, să mergem în coliba băieților unde dorm ei, unde fac brânza și să ne bem cafea împreună. Dar cine s-a trezit? Noi nu. Mie-mi face cu ochiul această chișcă. Caltaborș. Caltaborș, da. Așa se prezintă. Sincer, la asta chiar nu mă așteptam. Super gustos totul. Văd acum totul cu alți ochi. Tot ce înseamnă brânzeturi, carne. E multă muncă în spate, ați văzut și voi. V-ați văzut o mică parte, dar... Da, munca încă continuă acolo. Este un furnicar, este un gur să mănâncă macies. Eu găsesc turiște de iarna urmă pe deal așa, dar eu nu l-am văzut deloc că la bari de aici. De aici și acolo eu găsesc urmă pe era zapată, știi? Și m-a zis, nu hibernat, eu știu ce naibă. Eu fost iarna mai goală. Vă place aici? Da, îmi place aici. E liniște. Nu mă deranjează nimic, fac ce vreau. Nu mai e greu, un pic cu fânul, știi, iarnă, știi, apa asta, na, că nu-i bine mai mare. Moldova crește? Ce se facă, un pod, a fost pod, l-a luat apa, a venit apa mare, a fost, dar n-a podul pe, de beton, a fost pe șintele astea de la, de la calea perată, știi, unde e șinele și l-a răstunat. Erau niște pohoaie, vinea apa mare, ploua câte o lună ploua. Acum nu au plouat, bă, 2 ani nu au plouat. Am trecut cu genii, l-a dat, am pus mâna la ochi. El spunea ce frumos facea poză pe mijloc ape. Vine, vine ceva, un butuc ceva sau... Da, și te duci, nu mai faci poză tu în viață. Da. Știi ce am avut? Am avut o concepție așa în cap.
să nu mă comandă nimic. Și am fost de capul meu, nici femeia nu m-a comandat, că am fost ea de femeia. Eu mă duceam când vreau, veneam când vreau, nu avea treabă cu ea. Ai auzit, Andreea? Eu am auzit. Da. Spirit și așa, asta e. Hai, Andrei, hai. Ei, ne-a vizit, dar numai fotograf, fotogenii ăștia. De unde mie ești, de 2 ani, am fost 2 ani, am fost aici. Ați venit după brânză? Da. Aici stai, îi depostul cu Dielco, din Prisaca. Îi vedem la Stelul Lipan, la o beare, când vin la fâm. Da, nu, da, bun, Doamne ajuns, ne păstim, mulțumesc, bună frate. Să auzim numai din el. Bunilu Vale Nicolae și nu celălalt Nicolae. Ia, de Viorel ăsta era. La mulți ani. Da, Doamne, Lucos ajuns. De ce Lucos ajuns, mai e două. Spune pe Viorel că s-a îmbărțit. Da, acum trebuie să mulgă din nou vacile și oile. Se repetă procesul de dimineață, de la ora 5. N-ați dormit deloc de dimineață. Safir. Ați avut safir, da. Ce? Unde mergeți acum? La Strunghe. A, la Strunghe, să dați. Ce ați făcut dimineață? Da, păi am fost cu oile. Cum a fost azi cu oile? Am mersecat. Nu pot să spun că Doamne ferește foarte bine. Nu? Nu. Foarte bine, nu pot niciodată, ceva deosebit. Și am un respect așa de muncă. Pe mine nu mă interesează cu tare puduriile astea și cu tare, niciodată. Că sunt îmbrăcat eu așa, mai nu știu, și nu contează. Nu haina face pe om, respectul. Da? Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți de la stână? Sunt foarte multe amintiri. Da? Foarte multe. Am să fotografii din orăcire, de acasă, cum veneau turiști nemți, adică de ăștia, din străinătate, din Cutare. Unii. Eu mai mult am fost în partea Sohardului acolo, munte frumos, era și oameni, avea și o plăcere, naște tinerețea, grozav. Aveam o grămadă de animale, de cotare. Aveam câte 400-500 de oi. Eram tăți tineri. Aveam 100 de vaci cu lapte. Eram cu musteață, tăți. Tăți cu cuțite la șold. Tăți cu curea lată, cu cotare. Nu ne durea, Doamne ferea, nici în cot. Mă scuzam. Eram tineri. Și tineri. În putere. În putere. De acum treaba începe. De acum începe abia? Da. Wow. Am dat cheag. A, ați dat cheag acum? Un ulei de apă l-am încălzit. Ce fum e aici? Nu-i vrea, mi-aș nefa. A, nu se ridică, da. Culori care uneori au cost soluții pentru ei. Ce vezi? Mai deschiși loc să încerce să le dirigeze. Erau amintiri faine când erau câte 12 la stână, tăți tineri. Făceam treaba rapid, pe urmă făceam cermeză. Da, în tinerețe. Tinerețe, da. Fiecare făcea câte o boacănă. Nu vă suceați, ați făcut ce boacănă ați făcut. Aveam un cheaș, un Petre al lui Măcalaie, așa îl chema. Și era știop de un cior. Și lui mergea la veceu, nu era veceu la stâne. Punea un par așa, între doi târși. Și el când mergea acolo, noi am ciocârtit parul pe desut. Când s-a pus el jos pe par, s-a dus. Da, copțire era. Străcătorii care au străcurat. Da, dar de fiecare dată trebuie să le spălați, nu? La curse, de crește. Da. Cât timp vă mai vedeți făcând asta? Câți ani? Ursul, m-a și trântit ursul. Eram la Dorna acolo, cu păzeam cărlani, steag. Și eu mergeam noaptea așa, pe o opțiune acolo. Și când mergeam, dracul tot stătea într-o marjă și tot îmi lua câte un cărlan. Când mergeam, aveam un berbeac în urma mea și un cățel, care mergea după mine așa. Și el s-a zurit să-mi iai berbeace. Și eu când l-am sărit, el s-a ridicat două picioare spre mine. Și
Cățelul l-a spacat. Mi-a luat cățelul și s-a dus cu tău cățelul, m-am auzit recânin. L-am găsit cățelul mâncat și scoseasă limba din gură. Wow! Îi smulseasă limba. Dar v-a salvat cățelul ăla? Că dacă nu avea el de lucru cu mine. Cu... Acum cât timp? Nu eram măsurat. Am tânăr. Zeci de ani. A, și de atunci l-ați mai văzut? Am mai văzut odată. Tot așa eram. Cu tot niște crăloani stăteam deoparte și aveam trei câini mari, taman, și am văzut că trea ceva negru și am zis că e poarca cu purcei. Și fug repede ca să-l bag în trei câini, să prind purcei, un purcel. Și când am ieșit era ursul. Wow. Și am ieșit drept în fața lui și el m-a ridicat în două picioare, s-a uitat la mine așa. Și nici nu s-a ridicat pălăria sus, s-a dus. N-am mai putut zice nimica. Și când am văzut că s-a lăsat el jos, am răcânit și o țoa și o sărit câine și l-a dus pe lume. Deci v-au salvat câinii. Deci ați avut experiențe. E, de asta am avut. Cel mare asta o să rămână acolo, o să uite viitorii tineri ca la muzeu. Da, s-a învățat să duc în Germania asta. Vin, stau două luni, iau o grămadă de bani, vin acasă, îi strâng, iar stau până la anul, se duc iar. Ei, prostii nu stau unul din zălegi. De asta trei oameni o să-ți dea, mâncau bio, tăi de aici. Și lapte, făceau și mișcare. Lapte, mămăligă și mergeau de alt pe râpcele astea. Și brânze, atâta știau mai de mult, bătrâni. Carne mai multă. Câte kilograme de brânză faceți pe zi? 35. Dar și urda e scumpă, nu? 30. Da, 30 de lei kilogramul. Și cașul 40. Da. Fiecare om vine și smulge vaca la început atunci. Și îl scriu încă iată. Atât au avut sara, atât dimineața. Uh-huh. Și le împărțesc pe urmă. Eu am avut 11 kg la o musoare, au avut 22 de kg. Uh-huh. Împărțite are de luat 110 kg de brânză. Îi dau 20 de urde. 90 de caș. 30 de milioane pe lună. Cu atât este plătit un... Ajutor. Da. Ajutor, da. Aici îi dau 20 de milioane, da, dar nu face, îmi numai cu ei și dă-mi strug. Deci e ora 10 fără 10 și încă n-ați terminat treaba. Până fiarbe este 11 jumate. Și mâine la ce ori vă treziți? La 4. Și începe o altă zi. 4 e 3 pe ceasul vechi. Da. Cum e frumos că ne-ați arătat atâtea lucruri și ne-ați povestit atâtea. Și felicitări astăzi pentru energia pe care o aveți și pentru munca pe care o depuneți. Mulțumesc. Și dacă aveți un mesaj pentru tineri, în general, așa. Dar pe ce mesaj? Să fugă de la stână. Place, că ei știu ce să facă. Da, mulțumim frumos. Mulțumim din suflet pentru tot. Cu plăcere. Okay.